Bună ziua, stimați telespectatori, bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Așa cum am obișnuit în emisiunile noastre, vă aducem la televiziunea noastră oameni care vin și ne cer ajutorul. Noi astăzi am fost solicitați de o familie cu o problemă, din păcate, nu singura familie cu care se confruntă cu această problemă, este vorba de familia Irimia. Domnul Florin este aici alături de noi, tatăl unui copil cu autism. Vreau să vă prezint mai întâi pe invitații mei. Invitatul cel care ne-a făcut solicitarea este domnul Florin Irimia. Bine ați venit! Mulțumim, bine v-am găsit! Iar la rândul nostru am invitat o doamnă care este în măsură să ne spună foarte multe amănunte despre această problemă a unor copii, a unor persoane, care se numește autism, iar doamna se numește Liviana. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Sunt profesor de sprijin, lucrez cu copii cu cerințe educative speciale, dintre care fac parte și copiii cu tulburarea respectivă, despre care o să vorbim. Și în același timp psiholog cu atestat de liberă practică în consiliere psihologică. Iată așadar, stimați telespectatori, să vă prezentăm pe scurt cazul acestui copil. Un copilaș de 5 ani jumătate acum, da? Da. Un copilaș născut cu această problemă, descoperit, cred ați spus dumneavoastră, undeva la vârsta de 2 ani. Vârsta un an și 8 luni. Aproape 2 ani. Îl aveți și în imagini pe plasma noastră în spatele domnului Florin. Domnul Florin, explicați-ne pe scurt cam care este problema acestui copil, evoluția, și după aceea vom discuta cu doamna Liliana să vedem, să ne explice și nouă și telespectatorilor care nu știu în ce constă această tulburare, practic, ca să nu-i spunem boală, deși aș putea să spun că este o boală până la urmă, cu care ne confruntăm, o boală a secolului 21, din ce în ce mai frecventă în rândurile noastre. Așadar, vă rugăm să ne spuneți ce s-a întâmplat cu copilul dumneavoastră. S-a plecat de la o simplă răceală în care s-a agravat. Am fost sfătuit de medicul de familie să mergem mai departe la un medic mai de specialitate, pediatru. Ajuns la dânsul, noi am explicat anumite probleme în care ne confruntam zilnic acasă. Țipete, agitații. La dânsul ne-a sfătuit să mergem totuși mai departe, în Târgu Mureș, la o clinică specializată în probleme pediatrice pentru copii. Și am ajuns acolo. Într-adevăr, am contactat persoana, doamna doctor, a fost investigat și ne s-a dat pentru prima dată diagnosticul de autism infantil. La vârsta de? Un an și opt luni a fost diagnosticat cu această problemă. Da. Doamna Liliana, ce se întâmplă cu acești copii? Deci, pornind de la termenul de autism, din greacă, ceea ce înseamnă la modul literar singur. Deci, manifestările copiilor din spectru autism apar de ordine precoce, adică înaintea vârstei de 3 ani, și constau în funcționarea deviantă sau întârziată în unele dintre domeniile: comunicare verbală, comunicare non-verbală, limbaj, partea cognitivă și celelalte aspecte, cum ar fi contactul cu ceilalți, partea socială. Cam asta este în mare problemele cu care se confruntă copilul, în primul rând, care are aceste manifestări. Aceste manifestări ale copilului și familia care înfruntă aceste manifestări, dat fiind faptul că nu este deloc ușor să ai o asemenea boală, o asemenea caz în familie. Spuneți-mi, practic, care a fost sentimentul dumneavoastră în momentul în care a fost anunțat că acest copil suferă de sindromul autism? În momentul acela n-am reușit să realizăm ceea ce se întâmplă. Chiar nu știam exact despre ce este vorba, doar ne-am speriat. Pe urmă,
am căutat informații referitor la acest diagnostic și a intervenit o ceață, tot alo negru, totală, plânsete, suspine, ce ne facem, unde mergem, ce putem reuși în privința vindecării lui. Efectiv, credeam că este o ușoară boală în care se poate trata mai repede decât neavând informațiile necesare despre acest simptom. Stimați telespectatori, suntem puși în fața unei situații. Poate că nu orice părinte are curajul să vină într-o televiziune și să-și spună păsul, să-și spună oful, să spună problema care o are. Soția domnului Florin este asistent medical la chirurgie. Este un cadru medical. Dumneavoastră înțelegeți că un cadru medical vede puțin altfel lucrurile. Această familie a apelat la noi cu disperare pentru că din momentul în care au aflat diagnosticul bolii, au fost puși în fața unor fapte care nu le-a putut face față. De ce? Din motivul financiar. Domnul Florin a întâmpinat niște probleme financiare cu serviciul, pentru că a lucrat într-un anume loc, a fost disponibilizat, a încercat în altă parte, a lucrat în străinătate o perioadă de timp, spune dânsul, a fost nevoie de el acasă pentru că soția lucrând, copilul avea nevoie de susținere. În momentul era foarte bine dacă ar fi fost și doamna lângă noi, dar dânsa este acasă cu copilul. Pot să vă spun că apelul lui la noi a fost în felul următor. Ajutați-ne să putem să facem acest copil să devină cât mai normal. Atunci am apelat la informațiile de care aveam nevoie și eu vreau să vă întreb în numele meu, care nu știu foarte multe despre această boală, îi voi spune boală pentru că așa o consider. Tulburare. După cum vedeți, fotografiile acestui copil arată că este un copil fizic normal. Exact. Spuneți-ne pentru telespectatori, pentru că parte din telespectatori ca și mine nu știm foarte multe despre acești copii. Nu știm că ajung la o vârstă, poate adolescență, cred și oameni maturi cu această tulburare. Care sunt pașii care trebuie făcuți pentru a ajuta acești copii să îi integrăm în societate? Și vorba domnului Florin, să ajungă cât mai aproape de normalitate, dacă se poate, cât mai aproape de normalitate și dacă avem cazuri în care și-au revenit cât, nu știu, 100%, mă îndoiesc, dar da. Poate. Da. Dumnezeu deci, face minuni. Dacă vorbim despre integrarea copiilor cu tulburarea aceasta, putem să începem cu integrarea lor în familie. Deci ăsta este primul pas. Da? Atunci când, cum ați povestit, v-ați confruntat cu acel diagnostic. Atunci familia trece printr-un eveniment traumatizant și contează foarte mult cum reușește să-și stăpânească emoțiile, să-și gestioneze emoțiile pentru a face față situației respective. Bineînțeles că cazurile sunt foarte individuale. Deci o familie se poate manifesta într-un fel, alta în alt fel. De ordine, atunci când trec printr-o astfel de situație, de a afla că copilul nu este ca ceilalți, da? Că atunci când copilul nu este așa cum ne-am dorit noi să fie, da? Când ne confruntăm cu ideea copilului pe care l-am visat, l-am imaginat, l-am dorit. Foarte mult și o confruntăm cu realitatea, da? Copilul real, copilul pe care mi l-a dat Dumnezeu așa cum este el, atunci trebuie să reușim să acceptăm. Să acceptăm, să ne resemnăm, adică să înțelegem ce înseamnă autismul și prin ce trece acel copil, da? Să înțelegem noi, da? Să ne informăm. După care să trecem la acțiuni, da? Să ne mobilizăm.
Este dificil de a spune cam cât durează din momentul în care aflăm diagnosticul până în momentul în care reușim să implementăm niște acțiuni terapeutice sau informative sau medicale, da? Pentru a-l ajuta pe copilaș să progreseze și să se integreze în societate. Multe familii pendulează de o ordine între acceptare, între negare, între furie sau uneori depresie. Este firesc. Este firesc să simți o furie, să simți un sentiment că totul se prăbușește dintr-o dată, că nu mai știi ce să faci. Doar că resursele le putem găsi în noi înșine și în cei din jur. În cei din jur, adică mă refer la familie, mă refer la prieteni, mă refer la toți cei care ne-ar putea ajuta. V-aș întreba următorul lucru. Dați-mi faptul că această familie deja are o perioadă de timp 2-3 ani de când a aflat. Nu știu dacă atunci, și l-aș întreba pe domnul Florin, dacă atunci ați apelat la un psiholog sau v-ați gândit măcar să apelați la un psiholog pentru dumneavoastră? Am urmat imediat de ce am aflat la recomandările medicilor pediatri și ne-am dus îndată la un medic psiholog, psiatru, am explicat problema, a fost din nou evaluat. Și neștiind în continuitatea lucrurilor ce le aveam în fața noastră, am căutat să aflăm totuși este adevărat sau nu este adevărat, fiind într-o stare permanentă de confuzie, am început să ne închidem în noi. Chiar nu era rușine să ieșim cu copilul afară, să joace cu ceilalți copii, să încercăm o plimbare, pentru că simțeam în permanență că altfel este privit decât ar trebui, în mod normal. Au continuat drumuri, peste drumuri, din recomandări în recomandări, din instituții în instituții, pentru a încerca să ajungem la un rezultat. Din păcate, momentan, cât de curând, am aflat, tot ajutat de anumite persoane, că am putea să ajungem la Iași, să întâlnim acele persoane care vin chiar în mod special de la București, de la clinica specializată. Am ajuns în Iași, a fost puțin evaluat. Din păcate, în locul acela nu există ca o clinică. Era într-un alt loc unde am putut o sală improvizată. Și mi s-au dat mari speranțe că acest copil care îl avem ar avea șanse mari de a fi recuperat, nu știm în ce proporții, dar pentru a putea merge la o grădiniță, la o școală, pentru a deveni cât se poate în limitele normale. Doamna Liliana, vreau să vă întreb care sunt de fapt tulburările manifestate ale acestui tip de traumă, de copil, practic, de boală, de sindrom, nici nu mai știu cum să-i spun, pentru că tulburare din spectru autist. Această tulburare vine, înțeleg, odată cu creșterea și cu trecerea timpului, copilul acumulează, asimilează tulburări de comportament în funcție de mediul în care se află. Acest copilaș al domnului, am înțeles că are un IQ foarte dezvoltat, adică destul de mare, are o percepție foarte puternică. Imită cam tot ce se întâmplă în jurul lui. Are o memorie foarte bună. Atunci, problema care ține cel mai puternic de a fi îndepărtat din grădiniță, din locurile sociale, care este? Problema centrală este interacțiunea socială. Deci este nevoie să depistăm anumite obstacole sau dificultăți pe care le întâmpină copilul atunci când interacționează cu mediul exterior, cu copiii, cu cadrele de la o anumită unitate de învățământ. Trebuie să depistăm și în funcție de fiecare copil în parte putem să apreciem care sunt punctele forte și care sunt punctele slabe ale lui.
În mare, ce vă pot spune este că autismul nu este echivalent cu deficiența mentală. Doar că uneori există anumite întârzieri în dezvoltarea psihică, psihomotricității, a înțelegerii mediului exterior, a înțelegerii mesajelor scrise, a mesajelor verbale, a celor orale. De aceea, uneori, copilul pare hipoacuzic. Deci el pare hipoacuzic pentru că nu face legătura, nu reușește să proceseze informațiile care sunt transmise la nivel verbal și de aceea nu reușește să dea un răspuns în conformitate cu acea solicitare sau acea cerință. De ce devin agresivi acești copii? Nu toți copiii cu autism au tendințe violente sau de agresivitate. Însă, uneori, întâmpinăm și astfel de manifestări. De ce? Pentru că atunci când nu reușim să ne facem înțeleși, nu reușim să comunicăm celorlalți care sunt nevoile noastre, să comunicăm care sunt emoțiile, da? Că îmi doresc, vreau un pahar de apă sau vreau afară sau vreau să mă joc cu o anumită jucărie sau vreau să stau în brațele tale. Nereușind să verbalizezi acest lucru, uneori ajunge la un grad foarte înalt de frustrare. Această frustrare crește până ajunge la răbufnire, până la ajunge la un sentiment de furie. Și atunci copilul explodează. Neputând să se exprime într-un mod adecvat verbal, se exprimă comportamental. Da? De aceea, uneori, copilul are tendința să ne ia de mânuță, să ne arate anumite obiecte sau de ce are nevoie el. Da? Anumite dorințe. Da, exact. Că vrea mâncare sau că vrea apă sau că vrea o anumită jucărie. Sau, domnul Sorin, copilul dumneavoastră vorbește foarte bine și foarte clar. Da, se exprimă. Mici problemuțe, de literă, un R nu poate să-l pronunțe. Dar se exprimă, deci se exprimă, dacă își dorește ceva, dumneavoastră înțelegeți ce vrea. Da, și el da. Și se exprimă, nu? Da, desigur. Deci aici nu sunt probleme. Nu. Bun. Vreau să vă întreb, da, Liliana, care sunt modalitățile de a ajuta acești copii în Piatra Neamț? Unde îi putem integra, da? Care sunt instituțiile care pot fi... fără a le spune efectiv numele. Exact. Pentru început este indicat să acel copil să beneficieze de un program terapeutic individualizat, un program de intervenție ori acasă împreună cu familia, da? Ori într-un cabinet particular sau într-o anumită fundație sau știu eu unde, da? Pentru ca să pregătim integrarea lui într-o unitate de învățământ. Când copilul este pregătit sau spunem, da, că are anumite deprinderi dezvoltate, deprinderi necesare pentru a putea reuși să achiziționeze în continuare, să facă parte la activitatea de la grădiniță sau de la școală, este nevoie de un anumit timp. În funcție de fiecare caz, se indică modalitatea de tratament sau de terapie specifică. După care va fi orientat copilul către o unitate de ori de învățământ special, ori de învățământ de masă, în funcție de gradul de afectare al autismului. De ordine, gradele grave, da, sau medii de afectare ale autismului beneficiază de orientarea în învățământul specializat. Cele ușoare sau, să zicem, între medii și ușoare, beneficiază de învățământul de masă. Doar că subliniez de la caz la caz, se iau deciziile respective. Da, întrebarea mea este și se adresează pe o parte profesorului pe care dumneavoastră practicați această meserie, că până la urmă și a fi profesor într-o școală cu asemenea probleme nu este deloc ușor. Cu ce probleme vă confruntați dumneavoastră acum într-o școală, ținând cont de faptul că aveți doar asemenea
cazuri? Vreau să fac precizarea că nu cu doar asemenea cazuri mă confrunt. Mă confrunt cu diverse cazuri din categoria celor cu cerințe educative speciale. Deci da, nu doar cu autism? Nu doar cu autism. În experiența mea de la unitatea de învățământ la care îmi realizez, îmi desfășor activitatea, bineînțeles că m-am confruntat și cu astfel de cazuri. Există și în momentul de față lucrăm, da? Și evoluția este una destul de încurajatoare, chiar aș spune foarte bună. Ceea ce îmi dă de înțeles că anumite familii au reușit să se mobilizeze, să-și mobilizeze resursele personale de a face față, de a lua măsurile necesare, să mobilizeze persoane din exterior, să mobilizeze o echipă multidisciplinară care se ocupă de cazurile respective, adică mă refer la învățător, la profesor de sprijin, la asistentul personal, dacă este cazul. Și în prezent am cazuri a unor copii care vin la școală cu însoțiți de un asistent personal. Pentru a-l motiva, pentru a-l încuraja, pentru a-i oferi acel sprijin de care are nevoie în anumite situații. Nu întotdeauna, da? Să-i vezi. Ce înseamnă asistent personal, doamna Liliana? Înseamnă o persoană plătită care, contra cost, vine și însoțește și este alături de acest copil în toată perioada care este la grădiniță? Asistentul personal sau însoțitorul copilului poate fi cineva din familie, poate fi o persoană care are o anumită pregătire în domeniul acesta sau poate fi o persoană de încredere a familiei. De la caz la caz diferă, pentru că în unele cazuri este vorba de o bunică, în altele cazuri de un om pregătit în domeniul respectiv. N-aș putea să vă spun cum realizează fiecare caz, fiecare caz își rezolvă, da, situația. Își achită serviciul acesta. Bun, nu știu. Vom lua o pauză de publicitate, după care vom reveni cu jumătatea cealaltă din emisiunea noastră.